Matei, capitolul 19. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. După el au mers mulțimi mari și acolo i-a vindecat pe cei bolnavi. Fariseii au venit la el și ca să-l ispitească i-au zis: oare este îngăduit unui bărbat să-și lase soția pentru orice motiv? El le-a răspuns: oare n-ați citit că încă de la început Creatorul i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și i-a zis: de aceea bărbatul va lăsa tată și mamă, făcându-se una cu femeia aleasă, ca să devină împreună un singur trup? Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Atunci au zis ei: cum se face că Moise a poruncit ca bărbatul să poată da soției o carte de despărțire și să o lase? Iisus le-a răspuns: din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați soțiile, dar de la început n-a fost așa. Eu însă vă spun că oricine divorțează de soție, în afara unei vini de adulter, și își ia altă soție, devine adulter. Iar cine ia de soție pe cea divorțată de soțul ei, de asemenea devine adulter. Ucenicii lui i-au zis: dacă astfel stau lucrurile cu bărbatul și soția lui, atunci nu este de folos să se însoare. El le-a răspuns: nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat, fiindcă sunt eunuci care s-au născut așa din pântecele maicilor. Sunt eunuci care au fost făcuți eunuci de oameni și sunt eunuci care singuri s-au făcut eunuci pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Atunci i-au adus niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau și Iisus le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, fiindcă împărăția cerurilor este a celor ca ei. După ce și-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis: învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? El i-a răspuns: de ce mă întrebi ce bine? Cel bun este unul singur. Dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? I-a zis el. Și Iisus i-a răspuns: să nu ucizi, să nu comiți adulter, să nu furi, să nu dai mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții. Iisus le-a zis ucenicilor săi: adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o frânghie prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți de tot și au zis: cine poate atunci să fie mântuit? Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Atunci Petru a luat cuvântul și i-a zis: iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Iisus le-a răspuns: adevărat vă spun
că atunci când va sta Fiul omului pe tronul măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case, frați, surori, tată sau mamă sau soție, feciori sau holde, pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă, și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi.